Poate ai auzit de triatlon și duatlon, dar despre aquatron, swim, run și aquabike s-ar putea să nu fie auzit. Termenul de multisport este folosit pentru cursele de anduranță, ce constau în două sau mai multe discipline sportive, sub diferite forme de înot, alergare și ciclism. Caracteristice multisportului. Mai sunt și unele evenimente ce incorporează activități precum canotajul sau schifon. Deci, dacă ai de gând să-ți dezvolți o nouă abilitate sau să-ți impui o provocare, urmărește acest video în continuare pentru a descoperi câteva dintre cele mai populare multisporturi și cum le poți încerca. Îți garantez că poți identifica un eveniment care să se joace cu slăbiciunile și punctele tale forte și să-ți ducă forma fizică pe noi culmi. Cool. De ce ar trebui să faci un multisport? De ce nu? Beneficiile fizice, mentale, emoționale și sociale sunt nesfârșite. Nu ai nimic de pierdut, ci doar de câștigat. În timp ce mulți dintre noi au tendința de a găsi o activitate la care să fie bun în mod natural și să se țină de ea, mișcându-te repetitiv în același mod, poți, în timp, pune presiune pe anumite articulații, mușchi și ligamente ale corpului. Acest lucru poate duce în cele din urmă la accidentări. În orice caz, antrenându-te în mai multe discipline sportive te ajută să-ți menții mintea proaspătă, iar corpul trebuie să ghicească mereu ce urmează. Făcând exerciții într-o varietate de activități este un mod mult mai holistic de a te antrena. Un alergător cu picioare și fesieri puternici va dezvolta, de asemenea, un corp superior puternic atunci când va adăuga notul în ecuație. În egală măsură, echilibrarea alergării cu un sport fără impact, așa cum este ciclismul sau notul, poate oferi corpului pauza de care are nevoie pentru a se odihni, recupera și în cele din urmă să stimuleze creșterea atletică generală. Și încă nu am menționat nimic despre comunitatea uimitoare din care poți face parte din momentul în care te alături unui club de multisport, despre experiența incredibilă pe care o ai după încheierea unui eveniment înconjurat de spectatorii susținători și despre peisajul frumos de care te vei bucura pe măsură ce te antrenezi în aer liber, în natură. Dacă gândul de a te antrena pentru trei discipline sportive, pentru a participa la un triatlon, a părut întotdeauna copleșitor și, să fim sinceri, scump, acum este șansa ta să te implici într-un multisport, indiferent de vârsta sau actuala capacitate de efort. Multisportul nu a fost niciodată mai cuprinzător decât este acum. Aquabike-ul cu un și ciclism a fost creat astfel încât persoanele cu accidentări suferite în urma exercițiilor fizice cu mare impact să poată participa la un multisport fără a fi nevoie să alerge. Și aquatlonul, alcătuit din înot și alergare, s-a născut când niște organizatori de evenimente sportive și-au dat seama de dificultatea transportului de biciclete și că acest lucru iar putea împiedica pe oameni să participe. Evenimentele mai scurte, super sprint, apar din ce în ce mai des, lucru ce încurajează practicanții începători să se antreneze și să participe la curse. A existat și o creștere a evenimentelor ce includ înotul în bazine în loc de înot în ape deschise. Odată ce te-ai hotărât la multisportul potrivit, primul pas ar trebui să fie obținerea unui plan de antrenament. Te sfătuiesc să iei în considerare angajarea unui antrenor pentru a-ți crea un plan personalizat și se murează pe stilul tău de viață și să te alături unui club sportiv. Înscrie-te la un eveniment pentru a stimula motivația. Acordă-ți suficient timp de pregătire pentru cursă, ar putea dura luni de zile, chiar și un an, dar totul ține de un nou drum în viață. Nu contează dacă nu ești cel mai rapid înotător, ciclist sau alergător. Ce contează este să aplici și să vezi ce poți realiza atunci când îți propui să faci asta. Odată ce ai depășit acea linie de sosire, nu te vei mai uita niciodată înapoi. Dacă ți-au fost utile informațiile, nu uita să dai un like și să te abonezi la canal.